Am revenit și, bineînțeles, vă anunțăm că trebuie să veniți la noi. Casa Presei Corpa 3, etaj 4, intrarea de pe Alea Tipografilor, aici ne găsiți și puteți lua 2 kg de înghețată puse la bătaie de sponsorul nostru, Siviero Maria, gelateria ta italiană. Tot ce trebuie să faceți este să fiți primul venit până în ora 16 și la final, după ce alegeți aromele, să faceți și o poză. Dar să veniți cu punga voastră, pentru că noi nu vă dăm pungi, pentru că noi participăm la un super proiect și vă sfătuim și pe voi să faceți la fel. Se numește One Minute Older și ne povestesc despre el Anca Dragoi, director executiv la Fundația Nouă, și Suzana Dan, manager Rezidența Nouă. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am dat un mic spoiler legat de pungi, dar proiectul vostru este mult mai amplu de atât și își propune, iată, conștientizarea impactului negativ pe care plasticul îl are asupra vieților noastre. Cum a luat nașterea acest proiect? Aș începe eu, Suzana, pentru că George a dat numele mare al programului One Minute Older, care înglobează, de fapt, și această acțiune Punga cu Pungi. One Minute Older își propune să fie o campanie de conștientizare a schimbărilor climatice, adresată în special tinerilor între 16 și 35 de ani. Fundația Nouă este câștigătoarea unui grant din partea Comisiei Europene, este parte dintr-un consorțiu european care include 23 de țări și 26 de organizații. Va fi este de fapt un program de amploare care are și o componentă de migrație și schimbări climatice, o componentă de educație a publicului tânăr, dar focusul nostru pentru moment este această campanie care a fost imaginată de colega mea Suzana Dan și ne bucurăm foarte mult că ia amploare și că atât de mulți români se regăsesc în această mișcare care se numește Punga cu Pungi, o instituție, aș spune. Suzana, te rog. Da, este evident această punguță care e aproape nelipsită din casele noastre. Ne străduim să strângem în ideea că, da, evident, este bine să refolosim pungile, dar la un moment dat punga cu pungi devine punga cu pungi, încă o pungă și încă o pungă. Așa că ne-am gândit să facem acest apel la oamenii care au generozitatea să ne pună la dispoziție punguța lor cu pungi, punguță curată, așa, pe care noi apoi o adunăm și practic vrem să folosim tot acest material pentru a crea o instalație de mari dimensiuni în spațiul rezidenței Nouă din Iulca Caragiale 32, pe care o vom prezenta publicului începând cu data de 30 septembrie, în forma unei expoziții foarte generoase. Este un proiect participativ în care publicul, alături de artiștii pe care i-am invitat pentru a coordona atelierele de lucru cu acest material, transformă pur și simplu o banală pungă într-o pânză, așa, sau o sculptură, o instalație care va fi acolo prezentă. Mai mult decât atât, mi-am imaginat că sunetul pungilor nu poate să fie foșnetul lor nebăgat în seamă, așa că am invitat un grup de artiști care vor realiza niște instalații de sunet inspirate și care folosesc sunetul pungilor. Deci, iată cum inserăm acest material banal, dar care, de fapt, la modul foarte serios, pur și simplu ne acoperă planeta, se regăsește în organismul nostru într-o cantitate deja îngrijorătoare. Și el poate fi transformat și prin artă într-un obiect care ne atrage atenția totuși asupra unui lucru foarte serios și care leagă, de fapt, titlul campaniei Punga cu Pungi de titlul mare al proiectului One Minute Older, anume o informație statistică îngrijorătoare că acum ceva timp, la nivel global, într-un minut se consumau 1 milion de pungi de plastic. În momentul de față am sărit de cifra de 10 milioane. Deci gândiți-vă foarte serios ce înseamnă o asemenea cantitate. Noi vrem pur și simplu prin campania o Punga cu Pungi să adunăm 1 milion de pungi. Vrem să vedem ce înseamnă asta ca imagine și pur și simplu să ne dăm seama că într-un minut, de 10 ori decât cantitatea pe care am adunat-o, dacă vom reuși, pur și simplu se consumă în mod da, ușor inconștient la nivel global. Mie mi se pare că aveți o misiune foarte, foarte curajoasă. Să-i spui românului să renunțe la punga cu pungi, cred că putem asemăna cu a-i spune să renunțe la sarmale.
Dar probabil mediul înconjurător și faptul că România încă este o țară, să spunem, cu câțiva pași în spate în ceea ce privește educația de mediu, ar putea fi o direcție bună prin care să-i convingem pe oameni, măi, uitați ce se poate întâmpla de la niște pungi de plastic în mediu. Da, sunt lucruri care practic pot să intervină ca tip de informație vis-a-vis de educarea publicului și a noastră tuturor, ceea ce înseamnă reciclarea și ceea ce înseamnă tipul ăsta de material, toate materialele care se reciclează și materialele care nu se reciclează. Asta este o informație foarte importantă de aflat. Colectarea selectivă, iarăși, este o altă problemă, dar noi nu ne-am asumat neapărat acest rol, adică ne recunoaștem limitele și, de fapt, ceea ce ne-am dorit noi în primul rând cu proiectul One Minute Older este crearea acestei campanii de conștientizare, dar în primul rând felul în care, cu ajutorul culturii contemporane, poți să lucrezi cu astfel de material și să faci ceva benefic pentru oameni. Câte pungi v-ați propus să strângeți în cadrul acestui proiect? Un milion. Wow. Da. Valentina, ai pungi acasă? Pentru că eu o să vă spun un secret, eu le refolosesc de fiecare dată. Am câteva luni de când eu n-am mai cumpărat saci de gunoi. Eu am o pungă cu foarte multe pungi și tot timpul când ajung la supermarket mai iau alte pungi și alte pungi care ajung tot acolo, la celelalte pungi. Da. Te așteptăm să le donezi, da, și apoi să le vezi în cum vor arăta final în instalația de artă. Cu drag, sincer, ocupă și foarte mult spațiu, la cât de multe sunt. Și le ții sub chiuvetă. Nu? Locul scat. E un călăpior undeva. Exact. Într-un sertar, da. Eu pe tine mă bazez pentru că eu când merg la cumpărături am o pungă din aceea mare de plastic pe care o refolosesc de fiecare dată, dar cumva reușesc să mai adun pe lângă încă vreo, nu știu, 3-4 pungi pe săptămână, pungi pe care le refolosesc până la urmă, dar tot timpul găsesc niște pungi undeva. Sunt multe locuri în care încă se mai folosește plasticul, spre exemplu la piață, dacă în zona de retail deja vorbim de o directivă europeană care impune folosirea pungilor reciclabile, sunt zone care nu sunt neapărat reglementate și plasticul pare că încă circulă printre noi. Și apropo de statistici și de cifre absolut îngrijorătoare, citeam în cadrul campaniei că plasticul, în funcție de procentele de componente chimice pe care le are fiecare pungă de plastic, poate dura până la 100-150 de ani să se degradeze. Adică vorbim de foarte, foarte mulți ani în care o simplă pungă de plastic banală, cum spui, poate să, adică dispare de fapt de pe planetă. Ceea ce cred că e deja un semnal foarte îngrijorător și cred că trebuie, de fapt, ce încercăm să facem este să readucem în atenție acest lucru și mă bucur cumva că arta reușește să sensibilizeze într-un mod foarte frumos oamenii și să-i adune în jurul acestei cauze. De aceea chiar sperăm să adunăm acest 1 milion de pungi. Va fi, cred că, impresionant să vedem cum arată ca volum și ca număr. Ne putem da seama, dar ca volum, un milion, raportat la cele 10 milioane cât se consumă pe minut la nivel global. Sunt cifre cu adevărat îngrijorătoare și dacă în acest moment mergem la piață și ne luăm legumele în pungi de plastic, cu toate acestea, chit că el dispare în 10 de ani, el până la urmă ajunge în sol. Există șanse reale ca noi la un moment dat să nu mai avem la ce piață să ne ducem cu pungile noastre de plastic cu tot? Ajunge în noi, adică știți că există deja pur și simplu această informație care pe mine m-a îngrozit pur și simplu, că în momentul de față aproape tot organismele vii au în ele niște plastic. Sunt acele microparticule de plastic pe care noi, fără să ne dăm seama, le ingerăm și cam aia, alimentele pe care le mâncăm sunt foarte multe dintre ele așa, animalele la fel, săracele, da. Trăim într-o lume de plastic. Adică, dacă este plastic în ocean, peștele mănâncă plastic, noi mâncăm peștele, peștele implicit plasticul ajunge și în noi. Da, ne transformăm într-un lingou de plastic. Wow. E un lanț trofic de care nu putem scăpa și pe care ar trebui să-l curățăm pur și simplu și să-l îmbunătățim ca să dăm o șansă planetei să trăiască mai mult decât previzionăm acum, fără să fim catastrofali, dar da, lucrurile sunt îngrijorătoare. Până când și unde se pot dona pungile cu pungi? Spun eu? Da, spun eu. Avem, din fericire, avem câteva parteneriate
În primul rând, vă invităm la rezidența nouă, în Ile Caragiale 32, unde este acest sac imens de bumbac netratat prin bunăvoința partenerilor noștri de la Institutul de Dezvoltare pentru Materiale Textile. Și acolo se poate veni oricând și lăsa pur și simplu punga cu pungi, cu mențiunea, da, rugăm și încurajăm să fie curate, pentru că asta ar însemna un efort în plus de curățare și de igienizare. Avem un parteneriat cu Arcub, cu Centrul Cultural al Primăriei Capitale. Asta înseamnă că vom fi 4 weekenduri la străzi deschise, începând din 3 septembrie. 3-4 septembrie este următorul weekend în care suntem acolo. Și până în 4 septembrie suntem și la Eforie Colorat la mare. Cei care sunt încă pe plajă la mare pot să meargă liniștiți și să doneze pungile de plastic în caz că le au cu ei. Sunt curioasă cum o să fie finalul acestui proiect, așa că vă invit să reveniți și să ne povestiți și nouă ce s-a întâmplat cu aceste pungi, cum au fost ele metamorfozate în direcția aceasta artistică și de ce nu să vă fim și noi alături la proiectul propriu-zis, să venim și să filmăm, să le arătăm și celor de acasă ce s-a întâmplat cu pungile pe care le-au donat. Da. Sunt curios cum arată cele 1.000.000 de pungi la final. Da, de aceea chiar vă așteptăm și vă invităm și pe dumneavoastră și publicul să urmărească pagina Rezidenței Nouă, pagina de Facebook și site-ul Fundației Nouă, pentru că acolo există foarte multe informații legate nu doar de desfășurarea proiectului, cât și de programul de ateliere pe care îl facem și unde evident că așteptăm pe toată lumea care este interesată să lucreze cu noi. Trebuie să vă spunem că taman ieri am încheiat prima sesiune de ateliere și a fost pur și simplu spectaculos împreună cu persoanele participante să lucrăm cu mult peste program. Adică a fost așa, nu ne puteam opri, e foarte, foarte frumos. Da, așteptăm cu mare drag. Mulțumim tare mult și noi pentru prezența în emisiune și vă așteptăm și pe voi să reveniți și pe noi să vă fim alături. Mulțumim. Mergem și la un festival, pentru că este vineri, avem nevoie și de această relaxare, bineînțeles, ca la fiecare festival ar trebui să avem și noi o punguță ca japonezi în care să ne punem chestiuțele pe care să le aruncăm unde trebuie, dar asta ține de bunul simț al fiecăruia și o chestie generală despre particularitățile acestui festival care se numește Analog. Aflăm câteva lucruri prima dată prin imagini. septembrie 2022, atunci vă întâlniți la Analog Festival, iar domnul Alin Călinescu, directorul festivalului, este alături de noi să ne povestească mai multe. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc frumos de invitație! Bucuroși de revedere! Da! Chiar aveam o curiozitate când am văzut numele acestui director de festival. Am zis, stai că eu pe Alin e posibil să-l știu, că suntem amândoi olteni și lumea e foarte, foarte mică. Într-adevăr. Cum ai reușit să pui pe picioare acest festival? Care au fost piedicile pe care le-ai întâmpinat și ce te-a motivat să treci peste ele? Într-adevăr, noi la Mioveni, cumva pe agenda culturală a orașului și în județul Argeș, eram lideri detașați în ceea ce privește activitatea culturală. Această idee s-a născut undeva înainte de pandemie și de aproximativ un an de zile lucrăm la acest festival pe care ne dorim să îl facem un brand internațional. Dacă ne uităm puțin la line-up, care sunt artiștii care ne fură privirile în acest festival? Cred că toți. Da, avem un line-up foarte bun încă de la prima ediție. Ne bucurăm de acest lucru. Este un proiect sustenabil, un concept unic, spunem noi, în România la ora actuală. Vânzările au mers foarte bine încă de la prima ediție, cu toate că în această perioadă, după pandemie, a fost efectiv un pal de evenimente și de festivaluri.
Cred că suntem foarte aproape să ne atingem targetul. Mai sunt aproximativ 7 zile până vom deschide porțile primei ediții analog și așteptăm undeva între 7 și 10.000 de persoane pe zi. Oho, un număr impresionant de persoane așteptate. Sunt curioasă de partea de tehnologie din titlul acestui festival. Spune că îmbină arta și tehnologia. Cum v-ați axat pe latura din aceasta? Mai din acest motiv am spus că considerăm că este un festival unic din România. Efectiv, titlul s-a născut din evadarea noastră din digital în analogic pentru câteva zile, pentru un weekend. Pur și simplu locația ne ajută foarte mult. Este într-o zonă de pădure pe o suprafață de 75.000 de metri pătrați. Vor exista 3 scene și încercăm să oferim publicului din Mioveni, din Argeș și din România, pentru că am vândut foarte mult în afara județului Argeș, experiențe de neuitat pentru prima ediție, pentru a-i fideliza pentru următoarele. Există și ateliere artizanale pe care le pregătiți pentru participanți. Dincolo de muzica bună și de calitate, ce mai pot face aceștia la festival? Da, vor fi diferite ateliere de creație și workshop-uri pe timp de zi. Vom avea un balon cu aer cald, va exista o scenă dedicată artiștilor la început de carieră, chiar în momentul de față avem ierile în desfășurare, cred că asta este ultima dată din informațiile pe care le am, și vor avea o scenă a lor unde vor putea să aibă acte artistice live. Din punct de vedere logistic, având în vedere că aveți și artiști de peste hotare, cum gestionați lucrurile acum că sunteți aproape pe ultima sută de metri? Noi deja în locație am început montarea de acum 3 zile. Chiar astăzi suntem în plină desfășurare. Sâmbătă și duminică se montează tribuna VIP, se montează porturile de backstage, tot ceea ce presupune producția unui festival de dimensiune mare, ca să spun așa. Sunt curioasă puțin și de contextul în care ne aflăm. De cât timp ai această idee de organizare a unui festival de amploare, având în vedere puțin și perioada de pandemie pe care am transitat-o? Ar fi fost cu siguranță mult mai greu atunci, nu-i așa, să demarezi un astfel de proiect? Da, cumva această idee s-a născut în anul 2019. Aveam un plan atunci să organizăm un festival. Ulterior a trebuit să punem pe hold toate aceste aspecte. Am reluat anul 2021, la începutul anului 2021, aceste planuri, pe care în momentul de față cred că suntem undeva la 98% aproape de realitate. Într-adevăr, cea mai mare bucurie a noastră în acest moment este că pentru prima ediție ne atingem targetul în ceea ce privesc vânzările și faptul că proiectului analog sau alăturat 20 de sponsori și companii foarte mari. Asta înseamnă că este un concept bun, sustenabil și valabil. Felicitări pentru această inițiativă și mult, mult spor de aici mai departe, pentru că sunt convinsă că pe tine și pe întreaga echipă vă așteaptă câteva zile de foc și așteptăm și noi impresii după festival la cât mai mulți participanți în acest an și distracție plăcută tuturor. Așteptăm și pe tine, Georgia, dacă dorești. Ne găsești în cele zile pe platoul PG din Mioveni, 2-4 septembrie. Mulțumesc mult pentru... Mulțumim și noi tare, tare mult. Mergem mai departe și facem un anunț de senzație. Dacă ieri vorbeam despre festivalul Intensity din Craiova, ei bine, Paris Hilton, cea care ar fi trebuit să vină la acest festival, a anunțat că, din nefericire, nu mai poate ajunge. Paris Hilton nu mai vine la Craiova. Lia Olguța Vasilescu a declarat că artista americancă și moștenitoarea imperiului hotelier cu același nume nu apare nici pe afișul oficial. Nu cred.
cred că va veni Paris Hilton. Până la ora actuală nu este contractul semnat cu Paris Hilton. Nu a fost niciodată vorba de un milion de euro. Au fost iarăși tot felul de prostii care s-au scos în spațiul public. Eu, din câte știu de la organizatori, era vorba de o sumă mult, mult mai mică. Primarul Craiovei a declarat că Paris Hilton ar putea veni însă la o ediție viitoare a evenimentului. Inițial, în spațiul public, a apărut o informație pe surse, confirmată de altfel de edilul orașului, că Paris Hilton va urca pe scena de la Intensity. La eveniment vor ajunge însă alți artiști mari, cum ar fi Afrojack, Clean Bandit, Jason Derulo sau Luis Fonsi. Mai avem încă un anunț de ultimă oră din lumea mondenă de peste ocean. Sylvester Stallone, care alături de soția lui are 25 de ani de căsnicie, divorțează în această perioadă. Ea este cea care a depus actele pentru divorț. Sylvester Stallone, în vârstă de 76 de ani, a fost cel care a anunțat despărțirea. Celebrul actor a declarat că își iubește familia și abordează pe cale amiabilă și privată aceste probleme personale. El este cu 22 de ani mai mare decât Jennifer Flavin. Cei doi s-au căsătorit în 1997. Drumurile lor se despart de acum însă. Cu toate că cei doi și-au sărbătorit recent cea de-a 25-a aniversare a căsătoriei, se pare că relația lor nu mai funcționa așa bine. De curând, Sylvester Stallone a atras atenția când și-ar fi acoperit un tatuaj de pe braț cu soția sa. Acesta și-a tatuat în schimb o imagine a lui Butkus, câinele său care a apărut alături de el în filmul Rocky. Cei doi se mutaseră de aproximativ un an în Palm Beach, Florida, după ce au scos la vânzare vila luxoasă din Los Angeles pentru 130 de milioane de dolari. Sylvester Stallone este printre cei mai cunoscuți și bogați actori de la Hollywood și are o avere de aproape 400 de milioane de dolari. Jennifer Flavin este în prezent femeie de afaceri după ce în tinerețe a fost model. Conform publicațiilor internaționale, averea ei se ridică la aproape 10 milioane de dolari. Nu sunt însă disponibile informații detaliate despre activele ei. Sylvester Stallone și Jennifer Flavin au trei fiice împreună, Scarlett, Sistine și Sofia. Noi aici la Matinal vorbim foarte des despre anumite lucruri care ne afectează stilul de viață, despre alimentație, despre ce consumăm în materie de băuturi, de ce nu, dar nu prea am vorbit în ultimul timp despre sedentarism. Și aș dori ca în această dimineață să o invit alături de noi pe doamna Alexandra Marin, medic primar în medicină de familie. Bună dimineața! Bună dimineața! În ce măsură ne afectează și sedentarismul viața de zi cu zi? Într-o mare măsură, aș putea să spun, are repercursiuni pe termen lung și pe termen scurt. Din păcate, majoritatea, aș putea să spunem că 90% dintre noi trăim în acest sedentarism. Deci da, afectează. Ce înseamnă mai exact sedentarismul? Cum ne dăm seama dacă o persoană este sedentară sau nu? Cât de multă sau cât de puțină mișcare trebuie să facem ca să fim sau să nu fim sedentari? E foarte simplu. Sedentar înseamnă lipsă de mișcare. Cât de mult sau cât de puțin, majoritatea stă mai mult de 8 ore pe scaun, deci asta înseamnă că suntem sedentari. Cam așa definim simplu, ca să nu intrăm în alte chestii, cam așa definim sedentarismul. Stăm pe scaun mai mult de 8 ore. Dar dacă stăm 8 ore pe scaun și apoi să spunem că înainte de acele 8 ore am alergat prin parc dimineața, iar seara mai mergem poate și la sală când mai avem timp. Recomandările sunt clare. Recomandările sunt clare. Mergem la serviciu, că asta este, trebuie să mergem la serviciu. Majoritatea dintre noi ne desfășurăm activitatea stând pe scaun, nu avem activități, știu eu, care pot arde calorii și care nu se pot numi sedentarism. Ne ridicăm la jumătate de oră de pe scaun ca să, sau la o oră, ca să putem să evităm repercursiunile acestui stat pe scaun. Iar da, recomandările sunt clare, 30 de minute de mișcare pe zi.
ajută foarte mult. Mișcare nu înseamnă neapărat să mergem la sală. Atenție! Mișcare înseamnă inclusiv să mergem pe jos, la serviciu. Lucru pe care toți, spunem, din comoditate, lasă că mă grăbesc, trebuie să ajung mai repede, iau mașina. Nu, putem să mergem pe jos. Asta eu e tot mișcare. Sunt acolo în această categorie. Da, 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 cu toții. Dar totuși, dacă alergăm după autobuz, suntem în continuare sedentari? Dacă intră în alea 30 de minute de mișcare, nu, nu suntem sedentari. Sau încercăm să nu fim sedentari. Din păcate, e o epidemie, dacă am putea spune, că și așa suntem familiarizați cu toată chestia asta, pandemie și epidemie, e o epidemie de sedentarism. Viața actuală ne împinge către așa ceva. Știu eu, uite, putem să dăm exemplu copiilor. Noi, când eram mici, sau cel puțin eu când eram mică, nu eram atât de sedentară. Nu-mi puneam telefonul în brațe sau la calculator și mă relaxam. Ieșeam afară, mă jucam cu copiii, frunze, aleapșa. Acum nu mai întâlnim astfel de activități. Da. Totuși, ce fel de afecțiuni vin în lanț cu sedentarismul? Păi, prima, din păcate, și cea mai vizibilă este obezitatea. Pentru că lipsa de mișcare duce către obezitate. Noi introducem alimente în organism care trebuie să le ardem cumva și să consumăm caloriile. Nu putem să le faci, asta nu o putem face decât prin mișcare. În, ca să zic așa, într-o cascadă, apar alte boli, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, articulare, durerile de spate, celebrele dureri de spate pe care le întâlnim din ce în ce mai des la tineri și la copii. Știu eu, flebite, troboflebite și așa mai departe. Lista poate să e deschisă, ca să spun așa. Eu, spre exemplu, când a început pandemia acum 2 ani, aveam o viață foarte sedentară, stăteam doar în casă, stăteam foarte mult la calculator și aveam dureri incredibile de spate. Am mers și la kinetoterapie, nu m-a ajutat foarte mult, până când mi-a venit ideea să încep efectiv să fac sport acasă. Adică nu era destul faptul că mergeam la kinetoterapie și era oarecum mișcare, să spunem, jumătate de oră, o oră, o dată la câteva zile. Am început să fac zilnic acasă flotări, genoflexiuni, să merg pe bandă și efectiv durerile de spate au trecut ca prin minune. Fără vreo terapie specifică, fără pur și simplu exercițiile fizice din școala generală de bază, am sesizat că am scăpat de dureri cu ajutorul lor. Da, așa este. Exact cum spuneam mai devreme, mișcarea ajută foarte mult în a împiedica, a ajunge în astfel de afecțiuni. Dacă facem mișcare simplă, adică mergem pe jos la muncă și e ok, nu zicem nu. Noi susținem, noi ca medici susținem orice tip de mișcare. Dar dacă noi suntem mai conștiencioși de atât și începem să facem și sport sau oarecum niște exerciții, încă un plus. Nu sunteți singura persoană care îmi spune că în timpul pandemiei sau pe timpul izolării mai mult a conștientizat faptul că este foarte sedentar și a avut acea sete, dorință de a face mișcare și că într-adevăr și-a schimbat oarecum stilul de viață. Deci poate avem și un plus la toată povestea asta prin care am trecut. Toată ideea cu sedentarismul ne afectează imediat, adică am fost sedentar, nu știu, 6 luni și ne putem îmbolnăvi instant sau este mai degrabă pe termen lung efectul său? Exact cum am spus și la început, este o afectare pe termen lung. Da, și după 6 luni vom resimți efectele sedentarismului. Dar aminte să ducem o viață sedentară să fie implementată încă din copilărie. Da, sunt afectări pe termen lung, clar. Trebuie să învățăm de la început să nu fim sedentari. E aproape imposibil asta, clar. Dar eu zic că recomandarea rămâne clară. Măcar acele 30 de minute de mișcare pe zi nu strică. Sunt și situații în care anumite persoane, nu știu, suferă de anumite afecțiuni, da, și vorbesc aici în spectrul cardiologic de cele mai multe ori și nu au voie să facă efort intens. O plimbare de seară, de jumătate de oră, o oră, poate fi așa o armă, poate mai slăbuță, dar totuși o armă împotriva sedentarismului? Dar cine a spus că trebuie să facem efort intens să nu fim sedentari? Nu, nu există niciun fel de afecțiune în momentul de față, nu te împiedică să nu faci mișcare. Mișcare înseamnă efectiv să mergi pe jos, să mergi pe jos lent, să mergi în ritmul în care îți permite sănătatea. Nu te obligă nimeni să alergi, nu, Doamne ferește.
credeți că suntem mai sedentari acum în 2022 față de cum eram, nu știu, poate acum 5 ani? Mă gândesc că pe lângă faptul că mergem cu mașina la locul de muncă, stăm acolo 8 ore pe scaun, acum parcă nici la supermarket n-am mai merge, pentru că avem aplicații care ne aduc mâncare acasă. Nu mai cărăm noi plasele cu mâncare, nu mai mergem pe jos până acolo, nu mai cărăm bidoanele, totul vine la botul calului, cum se spune. Uh-huh. Este cumva poate și tehnologia un factor favorizant pentru sedentarismul nostru? O să vă pun o întrebare simplă. Cum vă relaxați sâmbătă și duminica? Uitându-vă la Netflix, probabil, sau la o altă platformă, probabil, nu? Da. Da, da, suntem mult mai sedentari decât acum 5 ani sau decât acum 2 ani sau decât acum... Astea sunt vremurile în care trăim, încă o dată. Trebuie să ne adaptăm, categoric, trebuie să ne adaptăm. Dar înainte poate ne luptam puțin cu sedentarismul într-un mod inconștient. Repet, mergeam până la magazin, care era poate la 10 minute de mers pe jos, 10 dus, 10 întors cu greutăți în mână, poate mai făceam cumva mișcare. Acum, când beneficiem toate aceste aplicații și toată tehnologia, ca să combatem sedentarismul, trebuie să fie un efort conștient, nu mai facem involuntar. Da. De aia suntem noi aici, medicii, să atragem atenția și să spunem că sedentarismul poate fi mult mai nociv decât fumatul. Și asta, da, este adevărat. O, Doamne. Mult mai nociv. Da. Deci o persoană care și fumează, mai este și sedentară, mai bea și băuturi acidulate care conțin zahăr și mai merge și la fast food de 3-4 ori pe săptămână. Da, trebuie să fim foarte conștienți la ceea ce facem și să conștientizăm faptul că picătură cu picătură umplem paharul și consecințele, ok, nu le resimțim exact cum am spus, peste 6 luni, peste 2 luni, peste o săptămână sau peste un an. Cu toții îmbătrânim, asta este firesc. Și atunci trebuie să avem grijă de noi ca mai târziu să știm, să ducem o viață frumoasă, de fapt, asta e. Credeți că este nevoie de educație în acest sens, poate chiar de la vârste fragede? Eu, spre exemplu, nu m-am gândit până acum câțiva ani la ce efecte nocive poate avea sedentarismul. Știam că da, e sănătos să faci sport, dar și dacă stau, dacă mănânc sănătos și mă alimentez cum trebuie, nu cred că am ce să pățesc. Adică am putea, nu știu, credeți că e nevoie încă poate din școală să introducem astfel de programe prin care copiii să înțeleagă, mai ales copiii care în ziua de azi petrec foarte mult timp în fața telefonului, în fața calculatorului. Da. Cum le explicăm și lor că trebuie să facă mișcare, că nu este o opțiune, este o necesitate? Da, da, este necesar să învățăm încă din copilărie, că să ne învățăm încă din copilărie. Trebuie să ne educăm în așa fel încât să conștientizăm că sedentarismul este de fapt o boală. Programe, aș spune, e mult prea mult programe. Eu când eram mică la școală exista jumătate de oră de înviorare. Intram în clasă, învățătoarea ne ridica și ne scutura mânuțele, știu eu, ridicam mâinile, făceam o genoflexiune. Erau chestii care ne amuzau foarte tare, dar erau făcute în așa fel încât să ne ajute pe noi și să ne învețe, inclusiv posturarea în bancă. Mulți dintre noi spun, Doamne, când eram în școală ne punea să stăm cu mâinile la spate și că nu aveam... Nu, astea, chestia cu statul mâinilor la spate, asta înseamnă că se dea o postură corectă pe banc, pe scaun. Nu cum stăm acum cocoșați, într-o parte, strâmbi, coloana suferă modificări. Și acasă, de ce nu? Acasă, noi ca și părinți, trebuie să ne învățăm copiii că tot ceea ce înseamnă mișcare este un plus pentru sănătatea ta. Sedentarismul înseamnă inclusiv tableta pe care o primim la micul dejun sau la masă, pentru că copilul nu vrea să stea. Îl învățăm să accepte sedentarismul în viața lui. Să presupunem că avem situația unui părinte cu un copil micuț, care se teme, nu mi-aș dori ca fiul, fiica mea, să fie sedentar când va fi adolescent și nici măcar acum, la vârste fragede. În general, am mai vorbit aici la matinal cu diversi medici specializați în medicină sportivă, care ne spuneau că odată ce introduci în programul copilului sportul de mic, va rămâne cu această obișnuință sănătoasă pe tot parcursul vieții. Cam care ar fi, nu știu, vârsta ideală la care putem să ducem un copil să facă sport? Nu neapărat sport de performanță, dar măcar să aibă un program o dată de 2 ori, de 3 ori pe săptămână, să știe că trebuie să meargă, nu știu, poate la not. Cam care ar fi vârsta ideală? Nu știu dacă există o vârstă ideală. Copilul a învățat să meargă? Da. Din momentul în care el a învățat să meargă, îl încurajăm să facă mișcare.
îl învățăm să meargă bicicletă, asta înseamnă a face sport. Ok, crește mai mult și atunci poate să asculte de un antrenor, mergem cu el la un sport și încercăm să vedem ce sport îi place, îi dăm variante să aleagă. Noi îți place fotbal, îți place tenis, în not. Nu cred că e o vârstă, domne, de la 3 ani mă duc cu copilul la sport. Sunt bebeluși care merg la not de la, știu eu, 2 luni. Asta și eu să vă întreb dacă există și un sport ideal, între ghilimele, să spunem, pentru început, pentru un copil. Unul care ar fi poate mai sănătos, care să-l ajute să se dezvolte. Da, notul. Aș putea să vin să spună notul. Și după aia o să vină mamele și o să-mi spună, păi da, dar știți, dacă îl duc la not, întotdeauna răcește, face otite, intră apă. Da, notul. În notul ajută foarte mult copilul să dezvolte armonios. Da, vine și voleiul, și fotbalul, și tot ce înseamnă performanță solicită mult mai mult organismul decât ar trebui. Ce înseamnă amator, sport amator, adică doar să încurajăm copilul să se miște, e ok, orice sport. Îi place? Da. Și acum nu știu dacă e chiar cel mai zeimit sport. Credeți că părinții din România, așa, la care să judecăm per total, sunt sau nu conștienți de ce înseamnă sedentarismul? Sunt, dar le este foarte greu și lor să recunoască că împing copilul către o viață sedentară. Da, sunt. Din păcate, exact cum am spus mai devreme, trăim niște vremuri care sunt totul circulă cu viteză. Acum e dimineața, acum e seară. Nu știi ce să faci mai repede, să iau copilul de la școală, să-l iau, să-l duc la not, să-l aduc de la not, să mă duc la servici, să gătesc, să calc. Sunt foarte multe lucruri pe care noi trebuie să le facem. Dar ne găsim timp. Exact cum am zis, nu avem timp, este doar o scuză asta. Nu am timp. Eu mereu găsesc această scuză. Nu am timp să fac mișcare. Ok, nu am timp, e adevărat, sunt plecat de dimineață până seara, dar pot să las mașina acasă și să o iau cu metrou până la serviciu și iată că am făcut mișcare mai mult de 30 de minute. Vă spun că fac mai mult de 30 de minute până la serviciu. Mă bucur foarte mult că am avut această discuție și sper din tot sufletul că am transmis un mesaj, un semnal de alarmă, așa, să fi sunat un clopoțel, da, poate și pentru telespectatorii noștri, să fie puțin mai conștienți asupra acestei probleme. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Și, dragilor, dacă tot vrem să facem mișcare, dacă este urât afară, putem să ne luăm o bandă și să facem acasă, dar dacă este frumos afară, putem, de ce nu, după cum am vorbit și până acum, să mergem în parc. Să aflăm de la rubrica Meteo cam cum vom sta cu vremea, să știm ce fel de mișcare putem face. Mergem și în lumea astrelor. Și poate de data asta ne și ascultăm zodiile. De data asta facem liniște amândoi. Promiți? Hai. Da. Hai, Olivia, te rugăm. Spune-ne ce ne așteaptă astăzi. Bună dimineața! Berbecii au multe de discutat cu partenerul de viață, iar mulți nativi vor fi luați prin surprindere de cât de mult are celălalt să le spună. Nu toate sunt drăguțe. Unele dintre ele pot fi critici destul de dure la adresa lor. În final, este important ca fiecare să-și asume ce este al lui.
taurii își reconstruiesc mediul apropiat, care pare că se schimbă de la o lună la alta. Când credeau că au stabilizat un lucru, apare ceva de reparat în altă parte, iar confortul lor propriu și personal este încercat în permanență. Vor veni și vremuri mai limpezi, dar mai au de așteptat. Nevoia de a face pace cu trecutul este cea care împinge pe nativii gemeni să confrunte niște oameni și să culeagă informații care le lipsesc. O parte dintre acestea îi pot surprinde pe nativ și se pot regăsi în situația de a-și asuma consecințe de care nu erau conștienți până acum. Racii își pun talentele în practică și descoperă repede că pot să câștige bani frumoși de pe urma lor. Organizarea este punctul lor forte, căci orice talent fără disciplina necesară riscă să se piardă. Motivația financiară îi mobilizează de data aceasta. Și leii se bucură de multe talente, dar nativii aleg să le pună în practică pe propria piele. Așa, ei pot să descopere că au un talent la design vestimentar sau să-și descopere un nou stil de îmbrăcăminte pentru ca mai apoi să-i ajute și pe ceilalți să-și găsească lucrul potrivit. Fecioarele au multă treabă în ceea ce privește statutul socioprofesional și expunerea publică. Se pregătesc să închidă un capitol și să deschidă un altul. Balanțele au nevoie să-și clarifice anumite subiecte în relațiile intime de până acum. Fiecare a mers mai departe, s-a trecut peste anumite situații, dar asta nu înseamnă că s-a spus tot. Ziua de azi este bună pentru clarificări acolo unde până acum au lipsit. Scorpionii așteaptă și ei noi provocări profesionale în care să aibă ocazia să-și arate talentele. Sigur, așteaptă și banii cu care vin la pachet aceste provocări, iar motivația lor este una de ordin financiar. Săgetătorii au obiective mari, așa cum le stă în caracter, dar au nevoie să învețe să înțeleagă că la un drum lung se pleacă cu un minim de resurse și cunoștințe legate de traseul pe care doresc să-l abordeze. Altfel, e risc de accidentare. Capricornii sunt nevoiți să se organizeze din punct de vedere financiar. Ceva, undeva, nu este în regulă, întrucât cheltuiesc mai mult decât încasează. Unii nativi se gândesc la investiții rapide, ceea ce nu este rău, dar trebuie să fie conștienți de riscurile pe care și le asumă. Vărsătorii capătă claritate în relațiile lor. Lecția limitelor sănătoase este de actualitate până la anul pentru acești nativi, iar relațiile lor cu ceilalți se îmbunătățesc de la o zi la alta. Și peștii au provocări relaționale, dar de altă natură. Dacă până acum au idealizat anumite persoane și le-au urcat pe piedestal, de data aceasta se confruntă cu comportamentele pe care au ales să nu le vadă până acum. E o vreme potrivită pentru toate. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Facem o excursie până în Tasos, acolo unde este colega noastră Romina Dăneci, în concediu și noi ne-am gândit să buzăim puțin. Bună dimineața! Bună dimineața, Romina! Ne auzi? Cred că nu vrea să ne mai audă. Păi de la atâta ghirostații din valuri. Ia zi-ne, Romina, cum e? Cum e vremea la tine, Romina? Că te așteptăm aici să ne ajungi. Să știți că eu stau foarte prost cu semnalul aici. Am luat o cantitate mică de semnal din România, dar se pare că nu mi-ajunge. Am văzut și la tine pe story acolo că a fost vremea cam nasoală. Da, am prins, din păcate, o vreme capricioasă și mohorâtă. În prima zi am prins soare, astăzi m-am uitat pe vreme și îmi arată că soarele apare după ora 12, dar eu am ieșit încă de dimineață la plajă, după cum puteți vedea. Eu, dacă eram tu, Romina, mi-aș fi pus în spate o plăcuță cu temperaturile pe Grecia. Ne prezentai și nouă una alta de acolo. Așa era frumos, da. Cum ai dat de un miros și puțin țațichi, gata, ai uitat de noi. Să vă arătam cum este vremea în fiecare oraș și sătuc de aici, inclusiv din toată insula. Ce ai vizitat până acum? Hai să încheiem cu vremea, că oricum te întorci la muncă la un moment dat și te așteaptă vremuri grele, dar ce ai apucat să vizitezi până acum?
Deci, până acum, în prima zi am fost să vizitez cel mai vechi sat de aici din Tasos, se numește Castro. Și este și cel mai se află la o înălțime de 450, aproape 500 de metri deasupra nivelului. După care am fost să vizitez, am vrut de fapt să merg să vizitez cel mai înalt punct de pe insula Tasos, doar că din păcate localnicii de aici m-au avertizat și mi-au spus că dacă nu am mașină 4x4 nu pot să ajung. Mie cum îmi place aventura, m-am aventurat și din păcate a rămas suspendată cu mașina personală pe pietre. Dar am rezolvat într-un final, norocul, cricul, deci vă rog frumos să nu vă lipsească cricul din mașină pentru că vă scoate din orice situație. Care plajă ți-a plăcut cel mai mult, Romina? Sinceră să fiu, mi-a plăcut Giola, tocmai de aceea eu m-am întors aici. Este considerată cea mai frumoasă piscină naturală. Se află în munte, cum ar veni, și lumea sare de acolo. Dar am fost și la Golden Beach, din păcate m-a prins furtuna, după cum ați văzut și la știri, au fost inundații. Să sperăm că se îndreaptă și oamenii nu vor fi nevoiți să stea în case și să se bucure de soare în continuare. Ce planuri mai ai până la finalul vacanței? Vrem să știm și când te întorci acasă, dar până te întorci, ce planuri să mai faci? Păi, mai am să vizitez două mănăstiri, mănăstirea Sfinții Mihail și Gavril și mănăstirea aici, Sfântul Pantelimon. Și vreau să mă mai plimb și cu vaporul din portul Potos, pentru că dacă ești norocos, ies delfinii la suprafață. Norocoasă și sper să văd doi delfini măcar. Romina, știi că la mine când plec în vacanță, n-aș vrea să zic că mâncarea e pe primul plan, dar e printre primele planuri pe acolo. Ce îți place cel mai mult din ceva, nu știu, specific grecesc? Păi, am încercat să spun sinceră, rechinul e foarte bun și caracatița. Eu sunt fan fructe de mare, scoici și creveți, dar am zis să încerc și ceva nou aici. Și cum ți s-a părut? Știm că în Grecia există acest fenomen al prospețimii fructelor de mare. Dacă puteți să mai repetați, pentru că semnalul meu nu este tocmai bun și nu v-am înțeles, vă rog. Ne-am gândit, întrebam cum ți s-au părut fructele de mare acolo și caracatița. Știm că la greci sunt proaspete și sunt așa savuroase din calea afară. Greuți cu da, cu semnalul nu prea ne ajută. Romina, îți mulțumim mult și îți urăm o vacanță plăcută în continuare. Îți mulțumim că ți-ai luat din timpul tău de vacanță să fii și cu noi aici puțin la matinal. Dragilor, nu vreau ca să uitați de super competiția noastră de Maratonul Înghețatei, care se desfășoară până miercurea viitoare. Miercurea viitoare este ultima zi în care puteți veni aici la noi la Metropola TV. Adresa o aveți pe ecran. Tot ce aveți de făcut, dacă ați fost primul telespectator din acea zi, este să faceți un story cu Înghețata, cu cele patru casulete de 500 de grame, aromele le alegeți voi. Și de acolo, gata, vă bucurați de ea și plecați acasă fericiți. Iar noi acum vom pleca, la fel ca și voi, tot la fel de fericiți, într-o scurtă pauză de publicitate. Tope, tope, ope, pe galul.